50 de tracțiuni, 100 de flotări, 100 de genoflexiuni, 1000 de sărituri cu coarda. Ciao, sunt Mihnea din Beijing. Astăzi vă invit să vă alăturați antrenamentului meu. Hai să începem. Forța, forța. Deci, ziua 6-a de antrenament, a 7-a de fapt. Ieri am luat o pauză. Deci 5 zile antrenament, o zi pauză, încep, sunt la școală, sala de forță, o să mă antrenez aici, sunt într-o fereastră. Deci 5 tracțiuni a câte 5 seturi. Mult mai diferit decât scheletul de acasă, care este mai instabil. Aici foarte stabil, am exact 50 de minute, mai puțin de 50 de minute am, să văd cât reușesc să parcurg din antrenament. A trebuit să ne întoarcem la școală, deci un pic așa mai ciudat, acum nu vreau să divaghez de la program. Auci! Dar cu genunchiul în treaba asta. Deci asta, scaunul ăsta, este pentru a face tracțiuni cu ajutor aici. Deci e mai ușor dacă folosești scaunul ăsta. Dar nu mi-o trebuie. Bun. Voi ține minte la ce număr sunt. Nu mai scriu. Nu am timp, va fi o sesiune așa, rapidă. Ok, setul 3. Voi verifica forma după ce termin acest prim exercițiu, după care intru la flotări, 100 flotări, 100 genoflexiuni și depinde de timp, fac și tracțiunile, iar la sfârșitul zilei am rămas cu coarda în, aici, în sala de gimnastică. Am spațiu acolo. Deci nu avem decât clasa 12 în școală. De săptămâna viitoare se întorc și ceilalți elevi. Ok. Setul 4. Mi se pare ceva mai ușor, fie pentru că scheletul ăsta este mai stabil, fie că am priza mai puțin largă, acasă am așa o priză mai largă, fie că am avut ieri o pauză și cred că pauza este
cel mai important în antrenamentul de astăzi. Cea mai importantă. Ok? Încă 5. Data asta, hai să vedeți, le încerc așa, le voi face așa la larg, cum e la larg, pe zona asta, știu din start, va fi mult, mult, mult mai greu. Ok. Wow. Ultima a fost cea mai șubredă. Ok. Flotări. 100. Exercițiu 2. 100 de flotări. Hai să începem. Merge destul de bine. Sunt contra cronometru. Am o oră la 10:55. Este deja 10:05. Dar se poate. Ok. Încă 20. Schimb poziția. Deci să treci direct de la tracțiuni la flotări cu aproape un minut, sub un minut, pauză, este ceva. Alright. Nu ne lăsăm. 40. Fac câte 10 de acum. Cinzece.
Asta da. Asta da. Da, știi apă. Deci, caut și găsesc timp pentru antrenament, indiferent de unde sunt. Mi-am adus echipament sportiv, m-am schimbat aici în vestiare, după care mă schimb înapoi, și fac săriturile cu coarda. După care mergem acasă și scot pe Zaharia la plimbare. Ok, deci sunt la 50, încă 50. Dai seama, încă 5 zile și voi fi la 10.000 de sărituri cu coarda, la 1.000 de flotări, 1.000 de genuflexiuni, la 500 de tracțiuni în 10 zile. De fapt, vor fi 11 zile, pentru că am avut o zi. O zi de pauză. Continui. Zeci. Asta da. Asta da. Ok. Continuăm. Le simt, le simt. Deci simt totul. Biceps, triceps, piept, spate. Tracțiunile îți iau energie enormă. Când mă antrenam doar tracțiuni, făceam câte 100 de tracțiuni pe zi, pe antrenament, dar și îmi luam timpul la pauză. Luam un minut, jumate, două minute între seturi. Ok, încă 20. Haide! Se poate, se poate! Deci încep
aproape. Continui cu mâinile mai depărtate. Și încă 10. Fii atent că sunt la 9 minute 40. Deci, în 10-11 minute am făcut 100 de flotări. Câte 10 pe minut. În loc să fie câte un minut pauză între... Mă odihnesc un pic pentru ultimele 10. Ca să fie... formă corectă. Foarte important. Forma, controlul mișcării, formă completă și corectă. Ok. Deci, ultimele 10 flotări. La ce am făcut, observ că am un umăr, o parte care o favorizez când sunt obosit. Ok, pregătesc pentru genoflexiuni. 10-20. Să începem. N-avem timp de pierdut și de povestit. Băgăm. Mai am exact jumătate de oră până la următoarea lecție. 10 minute să mă schimb și să ajung în clasă. Deci 20 de minute.
60. Se poate să lucrez mai repede și să termin antrenamentul. Acesta va fi doar un vlog de antrenament fără apariții spectaculoase din partea lui Zaharia. Alright, începem. Deci văd că le bag sub, nu, sub 10 minute, sigurat, sub 7 minute. Asta da. Ok. Ultimul set. Haideți. Deci, pauză, câteva minute, după care trec la tracțiuni. Bun, ultimul set de antrenament este 10.35 aproape. Fac tracțiunile, vedeți aici, bara este diferită, deci voi face tracțiunile un pic mai large. Dar merge. Deci, 5 câte 5. Merge destul de ușor. Încă 4 seturi. Și în mai puțin de 50 de minute am făcut aproape tot antrenamentul. Urmează săriturile cu coarda, după care am ajuns la obiectivul zilei. Ok. Încă 5.
ciudată poziție. Dar merge. Mă odihnesc un pic în timp. Acum chiar pot să-mi iau un minut între seturi. Să-mi spuneți, vă rog, în comentarii, v-ați alăturat acestui antrenament? Dacă v-ați alăturat, câte repetiții ați, cu ce variații ați făcut? Deci puteți face flotările cu genunchii jos, puteți face tracțiunile cu o bandă elastică, să fie mai ușoare. Eu spun că la genoflexiuni, să zicem că nu le faceți așa de adânci. Astăzi le-am făcut mai adânci ca de obicei. Se vede, ziua de pauză mi-a dat bine. Ok? Setul 3. Deci așa mai larg este mai greu. Antrenează altă structură musculară. Nu prea îmi place mie să mă antrenez în sala de forță, dar vara asta este fantastică. Afară ar fi fost cel mai bine, sau acasă cu Zaharia. Dar, suntem la muncă, împușcăm două iepuri dintr-o lovitură, muncim și ne antrenăm, câștigăm bani și o viață și avem grijă de sănătatea noastră și inclusiv de viața noastră. Ok, încă două seturi. Deci, astea au fost un pic diferite. Am venit așa arcuit sus ca să antrenez și partea de jos și de spate. Așa mă antrenam pentru muscle-ups ca să fac trecerea aia peste bară. Trebuia să fii așa mai arcuit. Ok. Ultimul set. Uite aici ce bine stau cu timpul. Mai am 15 minute până la ora. Numai bine. Mă duc în vestiar. Mi-am adus un prosop. Mă reîmprospătez un pic. La ore. Fii atent care e planul. După oră vin în sala de sport, de gimnastică, bag cele 1000 de sărituri cu coarda, aia 20 de minute. După aia mă duc la masă și povestea e gata pentru astăzi. Mai am 2 ore la sfârșitul zilei. Ok, sunt gata, ultimele tracțiuni. Atenție mare, după aia vedem cum stăm cu biceps și stăm destul de bine.
5. Și tara. Și tara. Deci la tir cu arcul nu ai nevoie de biceps. Nu prea lucram eu la biceps niciodată, dar acum, pentru că fac 250 de tracțiuni, fac 25-25. Ok, faceți și voi o pauză, reveniți pentru săritul cu coarda. Pe curând! În final, am revenit la sfârșitul zilei pentru sărit cu coarda aici în gimnaziu, în sala de sport a școlii. Ok, încep! Prima sută. Azi le fac repede. Două sute. Și300. Nu m-am focusat, n-am stat gândurile aici, m-am gândit aluda și am făcut greșeli.
Ok. Su te. Cu multe greșeli. Trag un pic sufletul. Deci, când voi ajunge acasă, voi fi fost gata, voi fi gata cu antrenamentul. Îl ia pe Zaharia și mergem la plimbare. Mergem în careul la plimbare. Hai să încerc aici o pornire nouă. La minutul 8. Termin sigurat sub 20 de minute. Deci încerc pornirea asta. Ok. 1, 2, 3. Nu am mers. Prea moale scoară sârma asta. Deci 600. Thank you.
încă 20. La 50 greșesc. M-am biciuit. Auci. Auci. Nu sunt gata pentru tricuri. Încă 300. Am căscat de 3 ori. O chestie stânga-dreapta. Încă 20. Nu merge. Fără tricuri. Hai. Încă 200. Totul s-a transpirat. Hai să băgăm ultimele 200.
încă 25. Vezi dacă încerc tricuri și nu-mi ies. Ultima sută, 16 minute deja, să vezi ce bine intru sub 18 minute. Hai! Am făcut 1000 de seturi cu coarda pe ziua de astăzi. Acesta a fost antrenamentul, doar antrenament. Haideți să ne antrenăm. Ciao, ciao, pe mâine! Și din atlet de calistenice, înapoi în costumul de profesor.